Primăria municipiului Roman a finalizat lucrările de amenajare a 155 de noi locuri de parcare, acestea urmând a fi scoase la licitație joi 6 iulie. 59 de locuri sunt amenajate pe terenul fostei centrale Ciupercă, în zona străzilor Tineretului, Smirodava și Cea Rosetti, iar restul de 96 sunt situate în jurul parcului din spatele Bisericii Armenești. Romașcanii dornici să concesioneze un loc de parcare pot depune documentația necesară participării la licitație până inclusiv în data de 5 iulie. Primăria municipiului Roman scoate pentru această săptămână 155 de locuri de parcare nou amenajate în mai multe zone ale orașului nostru. Este vorba de 59 de locuri de parcare amenajate pe terenul în care a existat centrala Ciupercă, în zona străzilor Smirodava, Cea Rosetti, Tineretului și 96 de locuri de parcare pe aleea din spatele Bisericii Sfinții Voivuz, cea care face legătura între Libertății și intersecția de la poștă telefoane. Depunerea documentațiilor se face la sediul primăriei municipiului Roman până pe 5 iulie, licitația urmând să aibă loc pe 6 iulie la ora 17 în sala mare a instituției noastre. În cazul în care nu se vor atribui toate locurile de parcare, licitația va fi reluată în fiecare zi de joi de la ora 17 la sediul primăriei Roman.